Salut, șacalor, ce faceți? Da, nu, adică da, o să-ți răspund eu înainte să-ți pui tu întrebările alea sau să-mi lași un comun, da, se asortează tricoul cu buba, asta am încercat să-mi sparg eu un coș singur, n-a fost bine și de ce mi-am lăsat freza peste cadru, că nu mai apă în Bacău cum ar veni și cum ar veni nu m-am spălat și e Bacău, e bine că... Da, nu ne spălam acum 5.000 de ani, ok. Dar nu vreau să țin introducerea asta mult, că vreau să vorbesc pe video. Dacă o să vezi ce am pus eu în titlu, dacă mă gândesc eu bine la un titlu, am făcut o chestie mai de mult, o să zic din nou în timpul videoclipului și vreau să o fac încă o dată, că am văzut că a mers bine și mi s-o trezit mie cheful să mă mai fac o dată. Deci scurt, o să iau niște poze ale unor YouTuber și o să le editez în mod amuzant. Data trecută i-am schimbat, gen le-am schimbat fețele în diferite contexte, acum o să o fac doar într-un mod amuzant, atât. Dacă vrei, poți să dai un like dacă o să-ți placă, dacă nu, eu oricum nu mi-arăt acum talentul meu photoshopesc, că nu vreau să-ți arăt, frate, cât de bine știu să lucrez, acum ți arăt așa câteva pac, uite atâta pe unghie ți arăt gen, atâta puțin. 3, 2, 1 și schimb perspectiva. Am zis doar că nu o să stau acum să discut chiar tot ce fac eu aici, am zis că o să vorbesc despre niște chestii care îmi trec pur și simplu prin minte, cum ar fi că mi-a fost într-adevăr foarte greu să aleg niște youtuberi cărora să le modific pozele, ținând cont că eu mă uit doar la 2 youtuberi din România și da, am improvizat, cred că trebuie să apreciați, am făcut un sacrificiu totuși, da, am căutat, da, ce se întâmplă pe YouTube, am căutat o poză, da, revenind. Sunt chestii pe care aș vrea să vi le zic, cum ar fi chestia asta, un Bradea în 1945, da? La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, stând acolo pe batalionul de luptă. Nu. Deci nu mă întrebați cum mi-au venit chestiile astea. Pur și simplu m-am gândit la niște meme-uri, da? Cum ar veni să facem niște meme-uri și am zis, da, uite, aș putea să fac asta. E mai mult am stat la idei decât am stat să editez videoclipul. Mă rog, nu videoclipul, mă refer la poză, știi? Am stat o grămadă să-mi vină ideile pentru că, știi, uneori e greu să fii artist și nu pentru că stai să muncești, da, nu munca, mai greu e când ești artist e să te gândești la ce o să faci, da, la imaginație și tocmai de asta, cu cât devii mai artist, cu atât o să-ți imaginezi mai ușor lucruri. Vă mai zic ce mi s-a întâmplat în ultimele zile, adică acum, pur și simplu am venit aseară de la antrenament și am avut după 3 ore de antrenament, am zis hai că fac și un duș, am venit pe la 10 și ceva acasă, undeva la 10 jumate, cred că era cea sau puțin mai devreme, am venit acasă și eram foarte obosit. Mama m-a întrebat, vrei să mănânci sau vrei mai întâi să faci duș? Eu ți-aș recomanda mai întâi să faci duș. Eu i-am zis, mamă, mie nu mi-e duș, mi-e foame. Deci eu vreau să mănânc, nu vreau să fac duș, că duș nu-mi ține de foame. Dar nu mănânc capa aia sau beau să ce fac. Și pur și simplu am zis, bă, eu trebuie să merg la mâncare, știi, să mănânc. Frate, am mâncat, am stat eu și am mâncat. Frate, mi-e în timpul ăla să facă duș, da? Am zis, bă, du-te, bă, și fă duș, să mănânc, n-am nicio problemă. Am terminat de Am terminat de mâncat, bă, și când să mă duc să deschid și eu apa aia să fac un duș, că nu mai puteam, eram transpirat, aveam părul aiurea rău, cum l-ați văzut și în videoclip, tocmai de-aia mi-am acoperit părul, pentru că e foarte urât. Fix când se deschid și eu dușul, am zis, deschid, apa un pic, se încălzea, să simt taburii în baie, așa, frate, pur și simplu trăgeam de robinet. Am tras robinetul ăla și așteptam așa să curgă apă, eu mă uitam în oglindă și nimic, frate, nu curgea apă, am zis, bă, am deschis robinetul. Și când mă uit acolo, s-a luat apa, mi-a căzut și telefonul, s-a luat apa, pentru că la noi în Bacău, mai ales în cartierul ăsta, se ia foarte des apa. Deci cred că apa se ia undeva la 5, 6, 7, 8, 9, 10 ori pe an, pentru că cred că se ia o dată pe lună apa, știi? Cam așa, cum îți vine salariul, la noi se ia apa în Bacău. Aici e ok și vă dați seama cum am dus eu așa la școală, aiurea, frate, cu de la un antrenament am putut să fac duș și foarte iurea, deci mai bine, nu știu, mai bine uneori să ascultați de părinți. Morala e ori să asculti de mama, ori mai întâi să faci chestia pe care nu ai vrea să o faci întâi, știi? Ca să lași ce e mai bun la sfârșit. Și e chiar o chestie, nu? Când mai întâi mănânci gen coaja de la pizza ca să-ți rămână și toată chestia aia bună cu ciuperci și cabanoși ce ai tu acolo. Da, e o chestie adevărată, trebuie să faci asta. Eu mi-am luat mare țeapă aseară și nu e bine, frate. Da, astea sunt chestii și chestii. Eu vă povestesc ce-mi trece prin cap, cum ar fi. Eu când făceam videoclipul ăsta, pur și simplu mi-o plouat, știi? O ploua foarte tare și torențial, așa, știi? Era fain, cu ploaie de aia, cu picuri, era furtună, așa, frate, cu ce
cere în oraș, mi se pare mie, eu iubesc ploaia, frate, și îmi place foarte mult. Și mi-a adus aminte de când, de o zi, știi, în care cred că mă jucam și, sau cred că mă jucam, cred că asta făceam, era de mult, știi, și pur și simplu eu am un loc restrâns aici, n-am un birou foarte bine gândit, dar am un loc mai restrâns aici, eu m-am obișnuit așa cu un loc mai micuț aici, știi. Păi și cum stăteam așa cu mouse-ul, frate, mi-o lângam unitatea, știi, lângam calculatorul, și cum am eu mouse-ul, gen eu dau fix în unitate. Bă, mâncați, și pur și simplu stăteam cu mouse-ul ăsta, bă, și când am dat odată în dreapta, uitasem eu că am un loc așa micuț, bă, când am dat în dreapta, am dat în unitate, nu știu ce s-a întâmplat, mi-am la blue screen, știi, direct, mi s-a închis calculatorul direct, ca să vezi ce, am dat, cred că am dat cu pumnul așa în unitate, nu știu cum s-a întâmplat, dar nu știu ce am făcut, cred că l-am mișcat, eu fi căzut de prin spate, nu știu, frate, dar nu vă recomand. Da, cam atâta pot spune despre viața mea personală, adică pot spune mai multe, asta e ce mi-a venit prin minte direct acum când fac videoclipul și cred că o să pot să trec la comentarea imaginilor. Prima e cu Bradea, frate, și uite-te la el, uite cum am gândit imaginea asta, a fost genială, frate, e Bradea în 1945 în color, știi, e foarte fain. Al doilea e Max, frate, nu mă întreba de ce am făcut asta, dar are față de goblin, de ăsta, vorbesc serios, de asta am făcut special asta, special am făcut-o. Al treilea e Codin de la Creative Monkeys, mie mi s-a părut că capul lui gen seamănă cu nou, frate, și tocmai de-aia am pus o coajă de ou pe cap, pentru că seamănă cu nou cap. Lui, da, e foarte tare, mi-a plăcut, e foarte amuzant, v-am zis, sunt gen meme-uri, frate, și e mi s-a părut genial. Următorul e Shelly și e cu meme-ul ăla, știi, am vrut să pară tot așa mai editat cu puncte cum și-a făcut el imagine, am zis să fac și eu așa, totuși improvizată la maxim, deci imaginea asta e 70% făcută și din meme-ul ăla, știi, de era la modă pe junie, am văzut că știi, vine gen tu și Teza în spate cum ar veni și tăia ceva în genul ăsta, nu știu, eu zic că e și bine și am zis și amuzant, știi, seamănă bine. Și ultimul cred că e Vlad și e face poză cu Dumnezeu. Deci ăla e Dumnezeu și e la crearea lui Adam, nu-i crearea lui Adam, e crede crearea lui Vlad. Crearea lui Vlad, adică e ok. Uite, Dumnezeu stă în spate, el stă acolo cu blocurile, el vechează. Cred că asta cu Vlad mi s-a părut cea mai genială. Asta cu Vlad și cu Bradea cred că sunt cele mai geniale. Deci vă rog, eu trebuie să-mi dați ceva, frate, ceva bun. Acum vă las cu outro, serios. Da, cam ăsta a fost video. Sper că v-a plăcut. A fost ceva amuzant oarecum, nu? Adică am mai povestit, am mai alea, cum l-am editat, nu știu nicio. Dar de nou, dacă ai idei de videoclipuri în general sau videoclipuri de reacții, poți să mi le dai pe Instagram, unde poți să-mi dai și un follow dacă vrei să-mi primiți acolo videourile ca să fac, să reacționez la ele cum ar veni, știi? Și da, chiar nu mai am nimic de spus, e amuzant, e foarte amuzant, dar nu mai pot de râs, deci nu mai pot să mă abțin, deci e amuzant rău, frate, serios, e, Doamne, nu mai pot. Aveți grijă de voi și ne vedem curând. Pa, bă! Oboseala vine din odihnă, am modernist, antimodern, în timpul de pe limbă. Tu te mai agita, tu te șpiela. Materie organică te fac să te simți urcând. Primez în codul final, sunt singura casă. Mă joc cu albinele, cu perdeaua trasă. Doar o bucată de carne extravagant.